Împărtășiți ceea ce s-a spus acolo ca opinie sau e ceva de care vă delimitați? Este, mă regăsesc pe la mijloc pe undeva, da? Nu neapărat primarul și președintele Consiliului Județean, ei conduc această mafie. Deci este clar că există interese și inclusiv la noi, în Brăila. Asta nu înseamnă că această mafie este condusă de cei doi. Dar de cine e condusă? Nu știu de cine, că nu fac parte din această mafie. Nu mă interesează de cine e condusă. Dar ei doi fac parte din această mafie? Deci ei nu sunt conducătorii acestei mafii și, de câte știu eu, nu cred că ar fi în implicații directe în această mafie. Probabil că se complace lumea în situația asta este altceva. Adică ar avea niște sprijin sau așa ceva, dar nu cred să facă parte din mafia aia care este lumea. Și atunci de ce ați distribuit clipul ăla? Cum? De ce ați distribuit clipul ăla electoral al AUR? L-am distribuit pentru că era vorba de ce se întâmplă în oraș, nu neapărat de principalii artizani acestui fapt. Păi, acolo se vorbea despre cei doi baroni locali timp de 15 minute sau 20 minute, cât era clipul? Da, a fost de două ori sau, cred că o singură dată sau de două ori a fost. Păi da, da, se vorbea despre în ce hal s-a distrus Brăila ca urmare a acestei mafii locale conduse de baroni locali, Chirian și Dragomir. Mafia, Brăila s-a distrus nu de la mafii neapărat, să știți, de la căderea economică a orașului. Înțelegeți? Păi cineva a orchestrat chestia asta, nu? Adică nu a fost întâmplătoare, că știm și noi acum. Păi știm și noi că de 30 și ceva de ani la putere au fost baroni. Știm și noi, adică nu știm mai noastră. Aia zic, deci... Câte un pic, câte un pic, câte un pic, Brăila a ajuns în un moment de față. De aceea vreau să numim Brăila altfel, să încercăm să schimbăm ceva prin acest oraș. Înțelegeți? Deci, practic, dumneavoastră ați distribuit un clip în care nu credeți. Eu cred în el, dar m-a spus, limitat. Da. De acest oraș a fost distrus de toate conducerile care au fost până acum. La un nivel mai mare sau un nivel mai mic. Fiecare în decursul de cei care au condus orașul și județul a avut câte o mică parte de s-a ajuns până în ziua de astăzi. Tocmai vorbeați despre faptul că staful de campanie verifică de țâși pe ori o imagine, un afiș, un videoclip ca să asigure că totul e cum trebuie, e corect, nu l-ați văzut înainte. De ce n-ați spus, frate, nu e în regulă să spuneți că ăștia doi sunt baron local, că ei nici măcar nu fac parte din mafie, după părerea mea. Și a mea. Păi nu. A mea. Aia zic, dumneavoastră să ziceți, măi frate, să nu-i băgați, că nu fac parte din mafie, adică, după părerea mea. A fost distribuite de la nivel central. Dar ați fost consultați înainte să facă clipurile astea, v-a întrebat cineva ceva? Și distribuiți orice vă dă de la București, așa? Chiar dacă nu sunt corecte, nu sunt adevărate? Cum adică? Păi ziceați că cei doi nu sunt baroni locali, nici nu fac exact parte din mafie. A avut fiecare în decursul timpului, a avut câte o părți și că de-a ajuns Brăila la acest moment, nu? Câte un pic, așa. Câte domnul Cărligea, deci este o chestie gravă să spui că sunt doi oameni capii unei mafii locale, că sunt baron local. E o acuzație gravă, nu e așa o chestie că ziceți că era soare și de fapt s-a înnorat acum 10 minute. Da, putem spune asta, altceva, nu asta. Adică e o chestie importantă, e o acuzație gravă. Și dumneavoastră ați distribuit clipul ăla, așa cum ați spus, că de fapt nu sunteți de aceeași, de părerea că ei sunt baron local și că sunt... Clipul e acela, da? Clipurile au fost făcute direct de București. Am înțeles asta, dar dumneavoastră... Cred că nu eram în țară puneți-o... în perioada aceea când a fost, zic eu așa. Păi nu erați în țară, dar l-ați distribuit. Asta este... Indiferent unde erați, ați dat distribuire și a apărut. Nu v-ați uitat ce ați distribuit? În general mă uit. A, și la asta nu v-ați uitat? Da, m-am uitat, dar vreau să spun o chestie. V-ați uitat după ce ați distribuit? Nei. Da, cam asta. Păi ați zis, vreau să vă spun o chestie. Ziceți, chestia. Asta v-am spus.